Bun găsit! Sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. FCSB își caută om pentru a ocupa postul de fundaș central. Fostul dinamovist Ionuț Nedelcearu i-a luat ochii lui Gigi Becali, care vrea să-l aducă sub comanda lui Toni Petrea. Becali nu vrea însă să aștepte foarte mult timp ca Nedelcearu să ia o decizie. Dacă răspunsul acestuia va întârzia, patronul are deja un plan B. Grigore Turda de la FC Argeș l-a convins pe finanțatorul echipei FCSB că merită o șansă. Turda este titular incontestabil în trivale. L-am pus pe Tănase să vorbească cu Nedelcearu și el a zis că încearcă. A zis că dacă nu găsește în Liga a doua din Italia, nu exclude să vină la noi. Ce problemă am eu dacă a fost dinamovist? Ce mă interesează pe mine? Nu contează asta. Mie îmi place de Turda. Nu prea mă uit eu la fundaș, dar mi-a plăcut de el. Eu nu mai dau bani pe jucători. Dacă toți specialiștii vorbesc de criză, atunci mă acopăr și eu. Vin bani din Europa, de unde să știu eu dacă pot să iau? Eu nu mai merg pe bușbuite, fac economie. A declarat Gigi Becali pentru Sport.ro. Cătălin Straton i-a impresionat pe toți la FCSB, mai ales după ce a ales să meargă cu echipa la meciuri, deși nu se afla nici pe lista rezervelor. Nu mi-am permis eu să vorbesc cu domnul Becali, dar sfatul lui Mihai Stoica a contat cel mai mult în alegerea mea, a povestit portarul care a semnat cu FC Argeș. Straton ne-a dezvăluit și la ce vârstă are de gând să se retragă. Ți-ai dorit să fii alături de echipă, deși nu erai nici pe foaia de rezervă? Mi-am dorit să fiu alături de ei pentru că... Nu puteai să ai liniștit acasă cu familie? Nu mai am mult de jucat, poate mai am, nu știu, 3 ani, 5 ani de fotbal de jucat și încerc să mă bucur de fiecare moment. Este un club care îți oferă totul, te duci de plăcere în cantonamente, la meciuri, că ești titular, că ești rezervă, că nu prinzi lotul. Ai o satisfacție mare când aveai Steaua București pe piept, sau eu așa am considerat, așa am încercat să mă bucur de fiecare moment. Nu am vorbit cu domnul Gigi Becali, pentru că nu-mi permit eu să vorbesc cu domnul Gigi Becali. Am vorbit cu... Este patronul echipei și până la patronul echipei mi s-a părut normal să vorbesc cu, în primul rând, cu domnul Meme Stoica. Într-adevăr, am avut o discuție cu el, sfatul lui a contat cel mai mult. Iar în mare parte alegerea pe care am făcut-o și datorită lui. Îi mulțumesc din suflet pe această ocazie, pentru tot. Iar referitor la viitorul meu, după ce voi termina cu FC Argeș la Steaua, voi vedea atunci. Îmi doresc la un moment dat să mă întorc acolo, am rămas în relații foarte bune cu ei, dar sper să mai aibă nevoie în acel moment de mine, pentru că eu voi avea mai multă nevoie de Steaua decât ei de mine. Deocamdată am 32 de ani. Mă gândesc, nu știu, pe la 36-37 să pun ghetele în cui. Până atunci încerc să... Mai e bucuria aceea de... Bucuria o am mereu. Încerc doar să mă folosesc de experiența pe care am acumulat-o, să fiu ok din toate punctele de vedere. S-a rupt lanțul de iubire. Marius Croitoru și FC Botoșani nu mai merg pe același drum. Pentru că nu s-au înțeles asupra noului contract, Croitoru nu va mai continua în Moldova. Era cel mai longeviv antrenor din Liga 1. Valeriu Iftime deja îi caută înlocuitor. Laszlo Balint este primul nume pe lista patronului de la Botoșani. Am avut cu el o discuție luni. I-am pus o condiție, zic eu, nu foarte greu de acceptat, dar uitați că el mi-a spus că nu acceptă. L-am mai întrebat încă o dată, la fel mi-a spus. Atunci i-am spus că în condițiile astea ne vom despărți, dar totuși îl mai las până luni, la 11. Nu mi-a dat răspunsul. A venit vremea ca fiul să plece de lângă tată, iar eu îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru noi. A declarat Valeriu Iftime pentru ProSport. Nu este singura schimbare de antrenor în Liga 1. Adrian Mihalcea a preluat locul lăsat liber de Emil Săndoi la Chindia Târgoviște. Nici nu au încheiat bine un sezon, că deja se apucă de altul. Petrolul este prima echipă din Liga 1 care s-a reunit. Elevii lui Nae Constantin au fost susținuți din tribune de sute de fani. Tehnicianul Lupilor Galbeni a stabilit deja obiectivul pentru noul sezon, salvarea de la retrogradare. Așteptăm în continuare încă 3-4-5 jucători care să ne ajute, să sperăm că ne rezolvăm problemele și reușim să aducem și jucătorii care să vină cu plus. Nu-mi doresc să depășim 22-23 de jucători de câmp și încă 3 portari. Îmi doresc un fundaș central, fundaș lateral avem și nu-mi doresc, îmi doresc un mijlocaș central, un atacant, dar v-am spus, peste ce avem noi în momentul ăsta. La problemele care le avem în momentul ăsta, să reușim să rămânem în Liga 1, ăsta e obiectivul meu.
Campionii au început și ei treaba. CFR Cluj este a doua echipă din Liga 1 care a sunat adunarea pentru noul sezon, ce va debuta pe 16 iulie. Elevii lui Dan Petrescu au efectuat deja primul antrenament și se pregătesc de un cantonament în Munții Austriei. Numele noi care vor evolua sub comanda lui Petrescu sunt Vito Mistrati și Carlo Muhar, ambii mijlocași. Ca să facă loc noilor jucători, ardelenii au lăsat să plece numai puțin de 9 oameni, printre care și vedetele Omrani, Kipciu și Sigur Ionson. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți cu bine!